Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din comentarii de la Volan. Clasica căruță nesemnalizată de pe DN1. Doi ochi de pisică sunt foarte scump. O vestă verde și ea scump. E bine măcar că e zi. Aici avem un cetățean care a avut bani de un seria 5-7 ce ăsta, dar nu știe culorile la semafor și era cât pe ce să-l pocnească, până la noroc că s-a prins. S-a prins că e ceva în regulă, dar n-ar fi dat un metru înapoi. A rămas pe loc. Aici giratoriu și fiecare mergea pe altă bandă. Ăla cu basculanta așa, poliția, na. Greu, nimeni nu semnalizase. Desigur, poliția a început să semnalizeze după aia. Aici avem o gașcă de motocicliști. Nu sunt român, parcă. Da, giratoriu. Mergem. Și atâta, ultimul ăsta a zis, ia mai dă-l dracu de giratoriu. Și a intrat și pe banda mea un picuț așa, fix cât să-l capsez. Și după aia să înceapă să plângă că, domne, că nu respect motocicliștii. N-aveți impresia că ăia din afară sunt mai iluminați. Nu, sunt la fel ca ai noștri. Urlă că vor respect, dar când e să respecte ei, aia nu se mai poate. Și aceeași gașcă. Bine, s-a repliat într-un final. Aceeași gașcă, aceeași chestie. Ăsta era altul, tot din gașcă. Așa gândesc. Așa gândesc oamenii. Hai să mă arunc pe banda cealaltă, că pune el frână. Dacă nu pune frână, încep să urlu că m-a lovit. Aici vezi semnul la mare cu EMV? Da, pui frână pe banda a doua, dai semnal. Da. Banda a doua pe centura ocolitoare, unde limita viteză e 90, dai semnal și faci dreapta de pe banda a doua. Și intri direct în benzinărie. Nu pentru că ești jegos, pentru că așa ești tu. Aici eram pe autostradă și cetățean ca asta tot punea frân. Și zic, ce dracu, zic, o fi ceva, în primele două dăți mi-a făcut chestia asta așa vreo 2-3 minute. Primele două dăs m-am zis, mă, o fi văzut ceva. Nu, era pe telefon. Dar nu ți-ai de ce punea frână, adică putea să ia doar piciorul de pe accelerație. Nu. Mai merge, mai pune o frână. Era pur și simplu pe telefon și nu ducea capul prea mult. Aici am să fac și eu un lucru bun. Și știți cum e, facerea de bine e prostie. Cetățeanul roșu era atent la orice altceva, mai puțin la trafic. Și după care, domne, nu mă lasă nimeni să îmi bag. Uite, te lăsasem eu, dar că ești prost, mai stai acolo. Aici asta e banda pentru mers înainte, vedeți, pe jos. Banda din dreapta e pentru dreapta. Cetățeanul cu Kodiaq-ul. Ia să vedem. Ce credeți? Merge înainte sau face? Deci ea trebuie să facă dreapta. A mers înainte și pe care ia dreapta, fără semnal, fără nimica. Frumos la Brașov, dar și frumos că ne comportăm ca la noi acasă. Aici așa se circulă în giratoriu. Ești până la jumatea giratoriului și trebuie să oprească traficul. Așa se gândesc unii oameni. Aici așa să... Deci oprești pe bandă, nu puteai să mergi să intri aici în alveolul ăsta să iei pasager, nu, trebuie să te oprești pe bandă. Și după care tot în aceeași fază două, nu ne facem bine. Cetățeanul ăsta oprise perpendicular cu benzile și mai în față, tot pe stânga, este un alt cetățean oprit la fel, perpendicular. Că benzile alea, ăsta, liniile alea, dă-le dracu, eu o să opresc pe trei locuri. Bine, asta e și în ciuda la bucureștean care n-au locuri de parcare, dar așa ca idee. Aici v-am zis că oamenii au început să respecte bicicletele. Eram pe bicicletă și trebuia să, vedeți, să tranzitez două benzi. Și m-am uitat de două, trei ori, că să nu cumva să mă arunc în fața unor oameni, că mă duce capul un picuț. E, în spatele meu a stat un bombardier cu BMW-ul și a stat cu minte ca să, adică fără să accelereze, fără să claxoneze, fără să nimic. Aici se face dreapta, dar după de la MAI n-are nicio treabă, nici cu semnalizarea și iese direct pe banda a doua, pentru că
Na, e duba de la mea aici, ce poți să zici. Aici o filmare primită de la cineva, se merge pe banda 3 în București. Și meserie cu motocicleta nu știe să se dea. Și băiatul meu l-așteaptă. Hai, cocoș. Hai că poți. Hai cu tata. Hai că s-a dat. Într-un final a putut să se dea. Dar uitați-vă cât i-a luat. Nu, noi vrem respect. Loud pipe save lives. Nu, dați-vă dracu la o parte și conduceți civilizat. Aici așa se traversează. Alea două fete în ultima secundă. Și uitați, trenul albastru venea. Încă o dată. Traversat. Hop. Aici tot în acea zonă era roșu pentru că venea trenul. Și erau niște idioți care claxonau. Și eu am dat un... Eu am voie să traversez, că eu sunt pe bică, mie n-are ce să-mi ia. Meserie cu BMW-ul, erau trei oameni corporate. A trecut și a așteptat poliția aici. A lăsat pieton. Se mai întâmplă. Rar, dar se mai întâmplă. Aici la fel. Omul, instructorul era pe telefon și ăsta nu știa că trebuie să-mi lase și mie loc aici un picuț. Să nu... Dacă sunteți aici, lăsați locul ăla, lăsați pe margine un metru jumate sau, mă rog, un metru. Dreapta pentru pietoni, pentru bicicliști, pardon. Aici au un nene cu lumini USA style, nu știu cum a trecut rarul. Da, vedeți? Sunt lumini USA style. Foarte frumos. Loc de semnalizare, l-avea stop. Aici eu vreau să fac stânga, m-am încadrat pe banda din stânga și mi-a apărut un cetățean care, din nou, acolo nu-i banda, acolo e bandă pentru sens invers. Și uite de ce mi-a apărut, pentru că uite așa au colea benzile. Și tot tupeist m-a claxonat. Aici, de ce se pun semafoară din nou? Uite de asta. Că mătaș cu tactul vor și ei să traverseze și nu-i lași. Că doar mătaș cu tactul au dreptul. Ceilalți, celelalte mame și tați, n-au drepturi. Aici cineva care pică școala, pentru că uitați, era pe stânga pieton și n-au dat prioritate și aia a fost. Aici un BMW care a tăiat toate benzile fără nicio semnalizare. E stricată și e scumpă, mă, semnalizarea BMW, nu știți voi.